Bună ziua! Stimați concetățeni, mass media, în 2019-2020, când președintele Igor Dodon a avut pârghiile puterii, nu s-a produs nicio crimă de proporții, vă place asta sau nu. Nu au fost atacuri Raider asupra băncilor, ca în 2010-2011, cu prejudicii de 100 milioane euro. Nu s-au realizat operațiuni de laundromat și spălări de bani în valoare de 22 miliarde dolari, ca în 2011-2015. Nu s-au furat miliarde, ca în 2014. Nu s-a concesionat nicio întreprindere strategică, gen aeroport, etc. Ba mai mult, s-a început procedura de reziliere a contractului și 50% taxa pe aeroport, de 9 euro, a ajuns în bugetul țării. Nu a fost deschis niciun dosar penal pe opoziție. Ba mai mult, la toți le s-au închis dosarele, inclusiv dosarul Open Dialogue deschis pe partidul PAS. Nu s-a preluat niciun business ca în 2009-2018, absolut niciun. Nu a fost filat, urmărit, persecutat absolut niciun politician. Chiar dacă au ieșit la sute de conferințe, au venit cu tractoarele, cu ce vrei peste Parlament, peste guvern. Iată că în 2021 lucrurile se schimbă. Observăm cazuri de filaj, urmărire, filmări ascunse și ilegale. La 27 mai curent, președintele țării Maia Sandu a declarat în cadrul unei emisiuni de știri că familia ei ar fi urmărită la dispoziția ministrului de interne. Ministrul a negat informația. Cunoaștem că doar SIS, adică Serviciul Informații și Securitate, dispune de utilajul necesar pentru a înregistra covorbirile, a fila și urmări poșta, a urmări persoanele. Posibil și unele ambasade. Totodată amintim că SIS-ul e în subordinea președintelui, ca și Serviciul Pază și Protecție de Stat. În contextul celor spuse, suntem îngrijorați de asemenea evenimente care periclitează democrația, securitatea națională și personală a cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv a familiei președintelui. Mă adresez la Procuratura Generală, SIS și Paza de Stat să inițieze cercetările de rigoare și de amploare cu toată seriozitatea. SIS să ne informeze cine, când a urmărit familia Maia Sandu, care din membrii familiei președintelui este supus riscului? Care este scopul urmăririi? Procuratura Generală să se autosesizeze și să pornească investigația cu pedepsirea celor vinovați, inclusiv pedepsirea penală. Și cât mai urgent posibil. Serviciul Pază și Protecție de Stat să ofere imediat membrilor familiei Maia Sandu protecție și pază de stat. Lucrurile trebuie privite într-un context mai larg al tentativei de otrăvire cu mercur a doamnei Sandu, despre care s-a aflat de la ea la 23 februarie 2019, în timpul alegerilor parlamentare. Nici pe acest caz organele de resort nu s-au expus și le rog cu toată considerațiunea și respectul să ne ofere un răspuns și la acest subiect de importanță vitală. Rog ca organele de resort să ofere răspunsurile și să pornească acțiunile solicitate în timp urgent pentru a evita degradările periculoase. Noi deja am depus toate cele trei adresări la organele sus menționate, adică la Procuratura Generală, la SPPS și la Serviciul Informației și Securitate. Și așteptăm reacția acestor trei instituții într-un timp urgent, condensat și cât mai rapid posibil. Vă mulțumesc pentru atenție.